Azi vorbim despre felul în care ne ajută un antibacterian natural împotriva infecțiilor respiratorii. Stăm de vorbă cu doamna doctor Alina Halpern. Bună dimineața! Bună dimineața! Medic primar, pneumolog, pneumolog și m-a învățat și un cuvânt pentru spânzurătoare. Are competențe în apifitoterapie. Ce înseamnă asta? Înseamnă știința despre tratamentul cu plante și produse ale stupului. Aha! De aici api. De aici api. Da, mai era un cuvânt aromaterapie, dar altă dată asta. A, pe asta o știu, dar nu pot să închid pe nimeni la spânzurătoare cu aromă. Dar cu apifitoterapie pot să închid pe toată lumea. Absolut. Suntem predispuși la infecții respiratorii în perioada asta. Toată lumea tușește un pic înainte să vorbească cu tine și drege un pic vocea și zice, îmi cer scuze, e primăvară. De ce? Trecerea bruscă de la un anotimp la altul, diferențele mari de temperatură și bruște, stresul cronic care duc la scăderea imunității în această perioadă, alimentația necorespunzătoare, toate acestea sunt factori favorizanți pentru infecțiile respiratorii. Majoritatea infecțiilor respiratorii sunt de origine virală de obicei, dar o parte dintre ele pot fi și bacteriene sau chiar se pot complica cu o infecție bacteriană în cursul evoluției. Dacă tusea nu se oprește, pot să trec direct la atac cu antibioticul? Păi nu ar fi bine să atacăm din primul moment cu antibioticul. Deci cel mai bine ar fi să apelăm la remedii naturale, din plante medicinale sau din uleiuri esențiale, care sunt cele mai concentrate extracte din plante și care pot fi folosite cu succes. Ele sunt dovedite științific a avea o capacitate antiinfecțioasă. Cum acționează plantele? De uneori reușesc să bată pastiluța. Plantele sunt mai blânde, de obicei. Plantele medicinale și mai ales extractele, uleiurile esențiale, care sunt extractele cele mai concentrate din plante, au o capacitate antibacteriană foarte largă. Este dovedit, de exemplu, cu asocierea între uleiul esențial de cimbru și cel de cuișoare, pot inhiba dezvoltarea unei mari categorii de bacterii. Cimbru și cuișoare. Cimbru și cuișoare, da. Minte. Ele sunt asociate, de exemplu, într-un remediu complex la orăștie, un remediu care nu scade imunitatea, care inhibă perturbarea florei intestinale bacteriene și care inhibă chiar dezvoltarea candidozelor și au o foarte bună biocompatibilitate cu organismul uman. M-a învățat un medic, endo, adică școală multă, da, să țin un cuișor măcar o dată pe zi sub limbă, să-l plimb prin gură. Are un efect antiinfecțios, în primul rând, și analgezic, adică dacă aveți chiar probleme dentare, el poate ameliora, este chiar și antiinflamator, poate deci ameliora. E bine pentru... Da, este bine, din când în când. Ne mulțumim pentru prezență și pentru faptul că ne-a spus că și un ceai din când în când... Da. Ne rezolvă din probleme, nu sărim dintr-o dată pe antibiotic. Da. Eu am fost de curând la o saună din asta super brutală, 90 ceva de grade, și am învățat acolo că există 3-4 feluri de eucalipt. Nu e un singur eucalipt. Da. Și mirosurile sunt diferite. Da. Plus că m-a stropit de mi-a trecut, cred. Am scăpat de o gripă foarte repede și nu am recurs la lucruri majore. De asta încep să cred. Mulțumim tare mult, doamna doctor. Și vă mulțumesc. Să ne vedem cu bine și să vin odată vara! Apropo de vară, Flavia este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața!